Fiasco. Organizată cu ocazia împlinirii a 60 de ani de activitate ludistică la Burlad. Vom debuta în aceste evenimente cu un meci de Old Boys. Ambele echipe. În rândul echipei de la Burlad, fost componenți ai echipei care în urmă cu 30 de ani a câștigat Cupa României. Așa cum stă bine la o competiție, aș dori să anunțăm prezența în tribună a unui invitat de onoare, care sigur va juca și pentru echipa de Old Boys a orașului, Ovidiu Tonița! Totodată, Federația Română de Rugby a onorat această invitație prin prezența domnului Haralambe Dumitraș, președintele Federației Române de Rugby, și a domnului Florin Matei, secretar general în Federația Română de Rugby. Organizatorii acestui eveniment, Primăria Burlad, Consiliul Local Burlad, Rugby Club Burlad și Asociația Județeană de Rugby Vaslui, au dorit să fie alături de mișcarea rugbistică burlădeană, Agrocomplex Burlad, Panmur, Burlad, Adimol, Pensiunea Fabian și Direcția Județeană de Sport Vaslui. Haideți să-i aplaudăm și să ținem pumnii celor două echipe. Arbitrul acestei activități, domnul Lazar Valeriu din Suceava. Să-l aplaudăm pe Ovidiu, care sigur va debuta în echipa de Old Boys a orașului. Totodată, salutăm prezența în tribune a tuturor foștilor jucători de rugby, care prin activitatea lor au ținut numele acestei echipe. Și totodată prezența actualilor jucători care reușesc să ducă mai departe performanțele înaintașilor. Vreau un moment special pentru componenții echipei care în 1986 au reușit să aducă prima cupă a României la Burlad. Urmând apleca de la ora 12 să debuteze campionatul național JMJ 19 rugby în 7 etapa finală. Pe terenurile 2 și 3, etape de mine Lidii și Lidii Tad și două meciuri ale echipelor de U16 și U18 de la Clubul Sportiv Școlar de Lad în compania echipelor LPS-6. Invităm cele două echipe la centru pentru prima repriză. Haideți să-i aplaudăm! Muscules Seronică, George Stanciu, Miță Dănuț, Stoian Valentin, Trifan Viorel, Baron Tănel, Găucan Cătălin, Răileanu Cătălin Stănescu, Alin Mihăilă Dragoș, Păun Claudiu, Haren Bondan, Onofrei Bondan, Asafte Gabriel, Farfui, Ciugântarul Claudiu, Orița Alin, Gâlea Constantin, Agate Iulian, Chițu Marius, Ciobanu Angel. Haideți să-i aplaudăm, avem și de la Iași câțiva componenți, printre care Renezicic, Genea, Leaua, Beziman, Coza, Dumitru, Doroptei, Manole. Pentru gloria rugbyului românesc, odată trăiască! Felicitări, iar de la Burlad, salutim de nou Teiu, Harnagea, Ragoviță, Neapăstică Vlad, Costel Sârbiu, Celebru Cuță, Cătălin Părână.
Hai jos! Vom la aș dori o minge ca să putem începe meciul. Neființă. Viorel, solicită Ionuț, Holban Vasile, doctorul Moisuc, domnul Irimia Mihai, cel care a fost unul din oamenii care a contribuit decisiv la rezultatele echipei din anii 86. David Tonița apasă! Un placaj decisiv acolo. Șoc liber lăsat de arbitrul întâlnirii. Un atac la mână. Extraordinar! Bravo! Haideți să aplaudăm! Nu e nicio problemă. Haideți să aplaudăm această fază extraordinară a băieților noștri. Și prima încercare a acestei întâlniri. Faze extraordinare. Haideți să mai încurajăm încă o dată echipa noastră. Haideți! Uitați, am recuperat balonul. Thank you.
O fază foarte frumoasă. Haideți să încurajăm pe băieți pentru primul eseu. Un atac foarte bun. Offside acolo de un arbitru. Placaj ilegal și să vedem următoarea fază. Avem avantaj. Haideți, hai Burlanu! Offside, jucăm de avantaj. Ovidiu Tonița! Revenim la prima greșeală. Mulțumim, domnul arbitru, mulțumim! Ia să vedem o acțiune extraordinar de interesantă și domnul arbitru, cred că a fost deseu, a mutat linia. Apărare foarte bună cei drept și a colegilor de la Focșani, dar parcă joacă din offside. Aoleu! Și aoleu! Ia să vedem Ovidiu Tonița. Și eseu în acest moment. Domnul arbitru s-a văzut de aici. Haideți să încurajăm pe băieți, e o fază foarte frumoasă. Și... Bravo! Un atac, Cezar Arhip, un atac, suport foarte bun, ne-a Costică Vlad, Racoviță la balon, din nou Cezar Arhip, Radu, Tonița, Mihai, un atac extraordinar de bun, incisiv, foarte bine, jucăm, extraordinar de frumos. Un nou rulant, deschidere pe partea închisă și margine. Haideți să aplaudăm și această fază pornită din propriul 22. Domnul Valerică, ne apropiem de sfârșitul primei reprize. Jucăm din nou pe avantaj, ia să vedem, o pasă sărită.
Nu vă aud, al 16-lea jucător, nu vă aud. Pază foarte bună. Se vede că suntem antrenați. Mai schimba câțiva dintre titulari. Haideți să aplaudăm ambele echipe și să le chemăm la centru. Felicitări celor care au evoluat în prima parte a acestei manifestări. O bază frumoasă de grup. Haideți să-i aplaudăm, este să va urma o festivitate de premiere pentru foștii componenți care au câștigat Cupa României în anul 1986. Finala campionatului național de rugby 7 juniori, amber 19, turneu de mini rugby și rugby tag. Și nu uitați, de la ora 17 pe stadionul municipal, fostul FEPA România A15-le președintelui, veți vedea cei mai în formă jucători români. La acest meci vă așteptăm, intrarea fiind liberă. Așteptăm începerea acestei partide. Așteptăm și aplauzele dumneavoastră. Am observat în teren pe domnul Dorin, viceprimarul orașului. Fază extraordinar de frumoasă, am scăpat către terenul de țintă, o pasă neglijentă. Echipa fiind un piculeț mai tinerică, e clar că viteza de joc a crescut puțin. Arbitru destul de vigilent. Domnul Valeric, atenție la paralaxă! Un arbitraj modern, foarte mult avantaj, sperăm să țină bateriile. Și Veta, Veta! Extraordinaria, să vedem! Și scăpăm către terenul de țintă! Și Eseo! Felicitări ambelor formații! Nu mai este!
Domnul arbitru foarte scrupulos, dar avem încredere în dumneavoastră. O fază frumoasă și la colegii noștri de la Costani. Lovitură de pedeapsă pentru echipa burlădeană. Să vedem ce sunt. Da, la bețe se strigă din tribună. Veta n-a avut curaj. Stați în linie, stați în linie! Jucăm pe avantaj, sigur. Hai, intră în linie, intră în linie! Hai, Bolănel! Intrați în linie! Ia să vedem un nou atac. Frumos, continuitate, din păcate, unul înainte. Avem nevoie puțin de doctor. Rețea extraordinar de frumos, la viteză deosebită a jucătorului cu numărul 14, Șoeseu. Publicul avizat a aplaudat așa cum se crede această fază. Felicitări încă o dată! Thank you.
Suntem pe final de repriză. Felicitări ambelor echipe! Pierd.